Sub ochii soțului, în pragul Crăciunului, o bătrână din comuna Poprican a fost ucisă noaptea trecută de două persoane mascate care i-au furat toți banii din casă. Soțul bătrânei a fost și el, dar a scăpat cu viața. Tragedie în familia Butnaciuc din comuna Poprican. Două persoane mascate le-au spart casa și i-a bătut măr. Bătrâna în vârstă de 76 de ani a murit. Soțul ei a supraviețuit, însă este plin de vânătăi și are 4 coaste rupte. Crima s-a petrecut noaptea trecută în jurul orei 24. M-am trezit cu de la spart ușa din spate. Deci și niște, niște mămâi îmbrăcate. Și pe ochi acoperiți de acolo și nu știu. Și-o lătras în ei, și-o sosui pe ei și-o bătut-o până a murit-o. Și acum, mă ușiți și pe mine, mă ușiți. Vă dați, uitați-vă la ochi, la gură. Adică, mă tăiet cu cuțitul aici, mă doare aici. Din casă v-au furat ceva? 5 milioane mi le-a luat de pe masă, i-am spus eu. Lăsați-mă, nu m-au omorât, duceți-vă pe masă și acum în fața televizorul, în camera unui dor. Eu luat, o și ieșit. Și atât au spus. Dacă auzi, te spui și am amurit să arăte omor și tine. Adică pe femeie omorât-o și de să arăte omor și pe mine. Bătrânii au 3 băieți care locuiesc în Iași. Imediat după tragedie, bărbatul și-a sunat copiii. Tata are 4 coaste rupte, de azi noapte la ora 12, 1, a intrat în casă și l-a pradat. Și pe maica a omorât. Și e moartă în casă. E povestit că a venit să-l prădeze de bani. Și a cerut banii ăsta și el și-a avut acolo vreo 5 milioane, eu zic, băi, vezi că este acolo. Și apoi mă l-a lăsat, dar l-a pe maică mea, o strivit, o omorât-o. A lovit-o cu pumne, cu șoarele la piept și în cap, aici, lateral. Nu știu deocamdată cine a fi și a fi, dar eu sunat la mine la ora 1 de noapte acasă și m-am dus eu noapte. Și că încolo ei erau ușa deschisă, spart tot și îi părăsesc, plecase de. Băiatul a chemat ambulanța și l-a adus pe bătrân la spital. Pacientul a ajuns în stare gravă la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan, în șoc traumatic, cu traumatism toracoabdominal cu multiple fracturi costale. Este în curs de evaluare imagistică biologică și va rămâne internat în clinica noastră de urgențe chirurgicale, sau cel puțin așa ar trebui. Deocamdată, pentru șocul produs, vom asigura un psiholog de la Centrul Integrat Regional de Tratamente a Intoxicației, Traume și Arsuri. Se pare că nu vrea să rămână internat pentru că sunt probleme acasă. Soția, am înțeles că a decedat la locul agresiv. Polițiștii au început cercetările și caută pe agresori. În cauză se efectuează cercetări, iar cadavrul persoanei urmează a fi transportat la Institutul de Medicină Legală Iași pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei decesului.